Avem o surpriză pentru dumneavoastră. În direct, prin telefon, este capitanul legendar al Stelei, domnul Tudorel Stoica. Bună dimineața, domnule Stoica! Bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și invitaților! Vreau să-i spun la mulți ani pentru mâine. Da, noi am spus deja. Mai adaugă și el un trandafir la... Arată el bine, dar... E... Tudorele, tu! Ce transpiție de acum, nu? Domnule Stoica, vorbeam cu domnul Pițurcă până să intrați în direct despre mentalitatea pe care echipa Steaua 86 o avea. Domnul Pițurcă spunea că vi se părea cumva firesc că ați câștigat trofeul suprem, că nu era ceva wow. După cum jucam și după cum ne exprimam, cam așa pare, nu? Pentru că așa cum spunea și Pițurcă, l-am auzit, noi am jucat, făceam turneu de pregătire în Italia. Și am jucat cu Milan pe San Siro și niciodată nu ne-am bătut Milanul 0-0, 1-1, deci jucam chiar pe bune și exprimarea noastră în teren ne dădea speranța că putem să facem o figură frumoasă în Cupa Campionilor. Da. O întrebare pentru ambii, și pentru domnul Pițurcă și pentru domnul Stoica. Care a fost cel mai dificil adversar din echipa Barcelonei, din punctul dumneavoastră de vedere? Pe mine mă întrebați? Pe ambii. Hai să începem cu dumneavoastră, domnule Stoica. Cel mai dificil adversar din teren. Păi, pentru noi, cred că cel mai dificil adversar a fost publicul, pentru că era un public foarte gălăgios și avea o echipă de bună, că n-aș putea să vă menționez acum unul singur care m-a impresionat de la echipa Barcelona în momentul acela. Iar pentru noi era important să ne facem treaba și de fapt, cum și-au făcut-o băieții și-au câștigat acest trofeu. Nu aș putea să menționez un singur nume, pentru că n-ar fi corect din punctul meu de vedere. Domnule Pițurcă, cel mai dificil adversar? Erau jucători formidabili în echipa lui... Patru vicecampioni europeni în 84. Era Archibald Scoțian, era... Julio Alberto, Victor Muniez, Marcos Alonso. Exact. Schuster, Ben Schuster. Da. Da, bineînțeles, aveau jucători unul și unul. Însă noi am jucat de o manieră în care relaxați cu jocul nostru de posesie n-am avut probleme foarte mari. Da. Însă, așa cum spune și Tudorel, ei aveau în tribună 80.000 de suporte. Și simțeam în multe momente acest lucru. Dar totuși echipa mai bună, mai valoroasă a câștigat. E adevărat. Chiar la lovituri de la departajare. Domnule Stoica, cât de dureros a fost pentru dumneavoastră să nu jucați finala? Vă dați seama că normal a fost o frustrare pentru mine, dar pot să spun și să mă laud că nu am câștigat Cupa Campionilor ca jucător, dar am câștigat-o ca antrenor, pentru că eu am fost trecut pe foaia de rezervă antrenor secund, deoarece Pui Ordănescu era jucător. Da. Și e normal să participe atâtea meciuri, dar mă bucur că băieții au reușit să câștige acest meci. Păi nu, stați un pic, ați câștigat-o, domnule Stoica, pentru că și dacă joci un minut un meci în Cupa Campionilor, ești câștigător dacă se ia trofeul, iar dumneavoastră le-ați jucat pe toate, mai puțin finala, dacă nu mă înșel. Da, acum s-a făcut o dreptate. Cei care joacă semifinala și iau cartonaș și al doilea cartonaș galben joacă finala și stau meciul următor. Asta este, așa a fost bine că au câștigat băieții și am avut posibilitatea, dar și mie posibilitatea să-și fie la alte două finale, finala Cupei Intercontinentale și Supercupa Europei. Domnule Pițurcă, aflai o noutate acum. Tudorel, ai în CV-ul tot de antrenor și Liga Campionilor, am înțeles. Sunt un antrenor valoros. Da. Dar vreau să acum vorbim serios. Cred că Tudorel, dacă era în teren, cu siguranță am fi câștigat meciul. 100% am fi câștigat meciul. În timpul regulament? Auziți, domnule Stoica? Vă mulțumesc, domnul Pițur, că mă lăudați prea mult așa. Nu trebuie să mulțumești, așa este. Cu siguranță așa se întâmplă. Domnule Stoica, l-am întrebat și pe domnul Pițur, că vă întreb și pe dumneavoastră. Am dialogat recent cu fiul dumneavoastră Alin și îmi spunea, domne, generația 94 a României nu este generația de aur. Steaua 86 este generația de aur pentru că a câștigat un trofeu suprem. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Stoica?
să spun, are dreptate, pentru că cei care câștigă trofee sunt cei care sunt pe locul întâi, sunt învingători. Cei locul 2 și, noi așa spuneam, locul 2 și 3 nu mai contează. Deci cei care au câștigat medalii și performanță au fost băieții în echipa noastră. În rest, cei de la... au avut o echipă extraordinară, au făcut rezultate frumoase, dar n-a reușit să câștige niciun trofeu, ca să spun așa. Da. Domnule Pițurcă, de ce credeți că, adică așa pare din exterior, să mă contraziceți dacă greșesc, parcă generația Steaua 86 nu este la fel de apropiată cum sunt cei din generația de aur? Da, păi nu este adevărat. Noi suntem foarte apropiați, însă cei din generația de aur sunt activi, într-un fel. Adică sunt mai vizibili. Da, deci ei sunt vizibili. Noi nu suntem vizibili, dar noi vorbim foarte mult între noi. Îmi pare rău că în momentul ăsta trecem prin această perioadă și nu putem să ne vedem. N-am putut să ne vedem astăzi, să aranjeasem să mergem la Forban, locul nostru de pregătire. Însă, din păcate, nu s-a putut. Așa că sper ca la anul să fim toți cei care suntem acum sănătoși, fiindcă unii ne-au părăsit, să putem să sărbătorim 35 de ani de la câștigarea acestui trofeu. Domnule Stoica, ok, ați câștigat Cupa Campionilor Europeni, cea mai mare performanță din istoria cluburilor românești. Când se va mai întâmpla să vedem o performanță românească în cupele europene, măcar Europa League, să nu spun Liga Campionilor? Deci eu aș vrea să mai fac o remarcă. Vă deci rog. Echipa Steaua 86 a câștigat și Super Cupa Europei. Da. A jucat și o semifinală, a mai jucat o finală, chiar dacă n-a câștigat tot o mare performanță este. Vreau să vă spun că această echipă a fost formată numai și numai din jucători români, care și aceasta este o mare performanță. Deci numai jucător român, nu nici un jucător străin. Și mai ales chiar tot o mare performanță este că a bătut Barcelona chiar în Spania, la ei acasă, cum s-ar spune. Da, da. Deci am avut o echipă valoroasă. Deci trebuie să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Eu sunt convins că nu se va mai câștiga niciodată nicio cupă, pentru că diferența de fotbal și de bani, ca să spun așa, este enormă între noi și celelalte țări din Europa. Chiar am văzut, domnule Pițurcă, recent un documentar despre acea finală. Cei de la Barcelona spun că este cea mai mare dezamăgire din istoria clubului, acea finală pierdută cu Steaua. Înseamnă destul de mult, zic eu, pentru orgoliul nostru de români, nu? Păi, bineînțeles, dar Barcelona deja își pregătiseră după meci, fiesta, sărbătoare. Iar în Catalunia a fost, cred că, mai rău ca la mormântare. În schimb, în Madrid a fost cea mai mare bucurie care putea să existe. Automat, a doua zi, ne-au contactat cei de la Madrid, da, ca să ne invite la turneul după Santiago Bernabeu, ceea ce s-a și întâmplat. Ne-au și premiat cei de la Real Madrid. Dar asta e viața. Deci unii se bucură, unii se... Bă, prietenul meu, Cristi Borcea, cum am câștigat după asta, spart televizorul. Deci imaginați ce optică au avut și dinamoviștii, nu? Și da. Așa, de asta numi sportul rege. Asta sunt atâtea emoții, surprize și așa mai departe. Domnule Stoica, n-avem cum să evităm subiectul Anghel Iordănescu, domnule Pițurcă la fel. Anghel Iordănescu se retrăsese de 2 ani, dar a intrat în minutul 73, dacă nu mă înșel, și a jucat senzațional. Cum a fost posibil așa ceva? Păi, de fapt, noi am avut un lot foarte restrâns. Da. Am fost 16 jucători și cu acești jucători am făcut această campanie. Eu nu am jucat, s-a pregătit cu noi, nu tot timpul făcea pregătire, dar se pregătea, iar la valoarea lui și la experiența lui, cred că chiar a ajutat într-un fel în momentele acelea echipa, pentru că e un jucător care știe să țină de minge, știe să paseze și a fost bine. Da. Domnule Stoica, în ultimii ani,
ați fost cam scump la vedere așa. Ce ar trebui să facem noi, cei din presă, ca să avem mai mult acces la dumneavoastră? Nu, n-am fost scump la vedere. Nu, vi se pare dumneavoastră. Dar am dat câteva interviuri pe la ziare și mi-au fost interpretate cuvintele și din cauza aceasta am zis că mai bine e să mă retrag, pentru că nu vreau să spună cei din presă ceea ce doresc ei prin cuvintele mele și nu vreau să deranjez pe nimeni. Dacă vreau să deranjez pe cineva și nu mă fiesc să o fac, aș vrea să o fac direct ca să mă audă sau să știi exact despre ce e vorba, pentru că chiar s-a interpretat într-o discuție și cu cineva de la FCSB vis-a-vis de Ducadam că ar fi spus că de angajatul Argăseal, el a sunat Argăseal, au și discuții și chiar i-a spus lui Ducadam dacă vrea să ascultă pe cei de acolo să-i asculte, dacă nu, să vorbească direct cu mine, pentru că eu niciodată n-am să-mi vorbesc cu un coleg de echipă urât sau un antrenor sau pe cineva, deci vorbe se interpretează, iar dacă se vorbim acum direct, cine ascultă foarte bine să înțeleagă ce vreau să spun, cine nu, nu aș vrea ca să plătesc eu niște răspunsuri ale oamenilor din presă, pentru că nu merită. Și din cauza aceasta am dispărut, ca să spun așa, dar eu sunt foarte activ, nu e nicio problemă. Când mă solicită cineva, vorbesc, dar în fotbal, din păcate, sunt foarte mulți pricepuți. Noi ăștia am bătrânit, așa cum viața trece peste noi, nu vedeți? Au trecut 34 de ani de când am câștigat acest... Da, nu-l vedeți pe domnul Pițurcă că nu mai îmbătrânește? Unde îmbătrânește? Păi nu îmbătrânește, asta i-am spus și eu, le-am luat mulți ani și i-am spus că arată foarte bine, nu știu, ar putea să ne dea și nouă în direct rețeta care îl ține așa de bine pe domnul Pițurcă, îi arată așa de bine, poate... Arătăm și noi la fel ca el. Dar, din păcate, nu pot să vă dau rețeta, fiindcă cel care mi-a transmis-o mie a fost o obligație. În cont, să nu o spun nimănui, așa că nu am voie măcar să fie el. Bun. Foarte bine. Eu aș vrea să spun că poate aș vrea să-l contrazic puțin pe Pițe, dacă starea asta de... ce incertitudine care există se ridică, poate putem să sărbătorim chiar peste o lună, două luni. Nu e târziu să sărbătorim această mare, frumoasă victorie. A, da, dacă se ridică restricțiile, sigur că ne putem vedea. Asta promit eu că ne vedem. Așa cum spuneai și tu, au dispărut dintre noi nu numai jucători, au dispărut conducători, doctori, masiori. Ne împuținăm și e păcat să treacă timpul, măcar să nu reușim să ne vedem și să ne aducem aminte de vremurile frumoase. Tinerețea noastră, ca să spun așa. Bun. Nu, la întrebarea care ți-a pus-o ție, că ești scump la vedere, un campion european, așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie, trebuie să fie greu de găsit, e normal să fie așa. Să știți că acești jucători care au format acel lot atunci, acel grup, sunt jucători cu mare personalitate, au fost jucători cu mare personalitate și au rămas în continuare la fel, să știți. Indiferent pe care jucător este acum, care persoană este acum și ce vârstă are. Da. Așa suntem noi și așa e bine să fim. Eu cred că ar trebui să ni se acorde respect mult mai mare, nu numai mie, care am fost în prim planul fotbalului românesc mult timp, fiind antrenor echipe naționale, dar și celorlalți. Da, mă gândesc la un Stângaciu, bun, Ducadam apare tot timpul, la un Iovan, la un Bumbescu, un Radu Doi, Lăcă și el a fost în prim plan. Nu se mai aveți mult printre voi, așa că trebuie să ne dați importanță mai mult. Păi le dăm, domnule Pițurcă. Bun, domnule Stoica, vă mulțumim mult de tot pentru intervenție, sănătate multă și încă o dată felicitări pentru marea performanță realizată ca fotbalist astăzi. Emisiune plăcută, vă mulțumesc, salutare, la mulți ani, Piței! Te-am pupat, mersi!